state număr record de concedieri colective într-o singură zi în județul Gorj. Peste 1500 de angajați ai complexului energetic Oltenia vor fi disponibilizați începând de mâine. După desfacerea contractelor de muncă, foștii salariați nu au timp de pierdut, întrucât joi sunt așteptați să ridice adeverințele necesare pentru întocmirea dosarului de șomaj. 1558 de angajați ai complexului energetic Oltenia se pot alătura începând de mâine celor aproximativ 12.000 de șomeri înregistrați în județul Gorj. Mulți dintre ei au aflat de la reprezentanții AJOFM ce îi așteaptă după concedierile colective. Din totalul celor 1558 de persoane ce urmează să fie concediate colectiv de la complexul energetic Oltenia, toate fiind cu domiciliul în județul Gorj, au participat la serviciile de preconcediere oferite de Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Gorj, un număr de 1253. Au primit informații cu privire la serviciile pe care le oferim în mod gratuit tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă și înregistrate în baza noastră de date. Foștii salariați au fost repartizați deja pe localități pentru a primi indemnizații de șomaj de la agenția aflată cât mai aproape de domiciliul acestora. Aproape 700 dintre ei sunt din zona Rovinari, următoarele localități fiind Motru, Turceni, Mătăsari și Târgu Jiu. De joi sunt așteptați cu toții să ridice documentele pentru dosarul de șomaj. Vor beneficia de indemnizație de șomaj, cât iese din calcul pentru fiecare persoană, funcție de stajul de cotizare al fiecărei persoane, plus venitul de completare din discuții cu cei de la resurse umane din cadrul complexului energetic Oltenia. Începând de joi, persoanele care urmează să fie disponibilizate colectiv se vor prezenta să ridice și să intre în posesia adeverințelor necesare la dosarul de șomaj. În total, reprezentanții complexului energetic Oltenia vor concedia de mâine 2133 de salariați din Gorj, Dolj, Brăila și Mehedinți.